Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova, în acest platou, aducem oameni și istorie care fac să vorbească o țară întreagă. În urmă cu 3 ani, Alena Gheorghiu din satul Druța, raionul Râșcani, l-a întâlnit pe iubitul ei, Gheorghe. Dintr-o glumă, m-am stat cu mătra mea la hram și așa ne-am întâlnit și așa 3 ani de zile, pe 27 octombrie ne-am făcut 3 ani. Alena povestește că fericirea lor a durat exact 3 ani. Viața cuplului s-a răsturnat odată ce Gheorghe a ajuns pe mâna poliției. Eu m-am început a tremura, clar că m-am schimbat la față, mi-a stat și râu. Cum ar chica o mătă în vreme de vară, așa la mine o chicat. Motivul din care Gheorghe a fost încătușat este de-a dreptul dubios, consideră Alena. Ea este convinsă că alesul ei a devenit victima unui dosar fabricat. Eu văd cât în dreptate fac polițiști. Și vrei să frești mență? N-a să-ți meargă. Inspectorii de patrulare l-au acuzat pe Gheorghe că ar fi condus beat. Asta chiar dacă, potrivit Alenei, bărbatul nici nu a urcat la volanul mașinii. Lui zghită mașină, i-a luat telefoanele, nu-i dă de voi să sune. Nu știm nică de dânsul, ei mai mult n-au nimic dovezi, ei mai mult n-au nimic, absolut nimic n-au. 3 ani de pușcărie, aceasta este pedeapsa pe care o are de ispășit iubitul Alenei. Femeia spune că nu are puteri să-l vadă după gratii și vrea cu orice preț să-i facă dreptate. Soțul zice că, zai, n-are șansa, chii vreau bani. Cum s-a întâmplat că Gheorghe Grătianu a ajuns în conflict cu legea? Care sunt dovezele aduse de Alena în apărarea iubitului ei, dar și ce povestește principalul martor din dosar? Aflați din această ediție. Mama Alenei, care de multă vreme se crede deja soacra lui Gheorghe, este convinsă că bărbatul nu se afla la volan atunci când polițiștii l-au reținut. Astăzi ea a venit în platoul nostru ca să ceară dreptate pentru viitorul ei genere. Doamna Ludmila, vă așteptăm! În primul rând, cum ați aflat că Gheorghe a fost reținut de polițiști? Sunat, el de la Râșcan, de la poliție, mi-a sunat. Că eu am auzit bașile și aud telefonul sunând. M-am dus și am ridicat telefonul, când am văzut numărul meu, că la mine se înregistrează telefonul și am văzut numărul meu de mobil, că e înregistrat pe telefon. Și ce v-a spus el când v-a sunat? Deci m-a întrebat unde e Alena, dar eu zic că Alena s-a dus după tine. Dar el mi-a spus așa, deci că eu sunt la poliție la Râșcani. V-a explicat și de ce a ajuns acolo? Nu mi-a spus nică de ce a ajuns. Eu am înțeles că dumneavoastră nu prea cunoașteți de ce l-au reținut polițiștii. Nu știu, n-am știut nimic, n-am știut. Că, dar am știut că mașina era parcată la poartă la o femeie, unde el toată vremea o dușea. Mai ales când vremea era ploaie, el dușea mașina acolo și el l-a rugat în disară. Zic, du mașina la doamna la poartă, zic, ar să vii bașele acasă și nu zgârii mașina. Așa, și el așa și-a făcut. Așa și-a făcut. Dar voi v-ați văzut în ziua aceea cu da, Gheorghe? Da, ne-am văzut. Ce făcea el? Ne-a ajutat a face curățenii pe o gradă. S-a dus la o ruda mea. S-a dus, le-a făcut câte o cafea. Câte o cafea le-a făcut și a venit acasă. S-a dus mașina. A dus mașina și noi stăm la masă, dar după ce a dus mașina, a venit acasă, a băut un pahar de bere, de mici tel, nu de cele mari care sunt, care erau mâine, dar micuță. Și stăm la masă. În timpul ăsta el zice, ia că nu e telefonul, dar eu zic, n-ați telefonul meu și duci și-l caut pe tău. Să duci în casă, caut telefonul, și nu-l găsește. Și zice, eu mă duc la mașină, scaut telefonul. S-a dus la mașină, scaut telefonul. Și... Nu a mai venit. Nu a mai venit înapoi. Și n-ați mai știut de el cât timp? N-am știut până când nu ne-a sunat că el e la poliție. Și când s-a întâmplat să vă sune? A doua zi? Sau... Nu, tot în seara și ei, dar de-a mi-era târziu când ne-a sunat el. Doamna Ludmila, le-ați spus colegilor mei că nu credeți că generele dumneavoastră putea să urce beat la volan. Dar de ce sunteți atât de convins? De atâta că el de la prima căsătorie are o fetiță. Și cândva, el a făcut aia asta treabă și s-a suit la volan bat. Și el de atunci a jurat pe copilul lui, dar și mi-a spus că el așa ține la fetița aceea, nici la ochii lui din cap nu ține așa cum ține la fetița aceea. Și dumneavoastră îl cunoașteți atât de bine? Da, eu îl cunosc atât de bine. Eu am avut, Alion, fata mea, o mai avut primul bărbat.
Și vă spun cinstit, nu că n-am ținut la dânsul, dar nu a fost omul care o trebuie. Dar la Gheorghe ați ținut, așa înțeleg. Foarte mult. El tare mult mi-a stimat fata. El nu a obișnuit-o cu cuvântul. Doamna Ludmila, totuși, eu vreau să vă întreb, dar atunci de ce credeți că polițiștii l-au reținut? Vreau bani! Eu am avut în sat băieți care au încălcat. Deci eu l-au prins beat la volan, i-au dat 280 de ore de lucrări în favoarea comunității. Băiatul a venit, a făcut 280 de ore și a plecat. Deci a lucrat 2-3 luni cât a lucrat acolo, cât a fost împărțit pe zi și a plecat. Nu înțeleg și cazul dumneavoastră, totuși aici cred eu că e ceva mai adânc. Nu, el nu este vinovat. Eu știu mai mult că tot că el nu a fost vinovat. Dar nu a fost el vinovat, de atât dumneavoastră așa credeți? Credeți? Pentru că îl iubiți și pentru că țineți la el? Nu, nu de atâta. Eu iubesc adevărul și am spus să spun în față. Eu iubesc adevărul, că nu a fost bat și de atâta nini dureros, că dacă aș fost bat, că el s-a jurat fetița lui, care el nu a văzut-o și amul spune... Deci că... S-a jurat că ce? Că el mai mult niciodată în viață, el n-a sui bat după volan. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre un bărbat de 34 de ani din Bălți. Gheorghe Grătianu s-a ales cu 3 ani de pușcărie după ce polițiștii l-ar fi prins beat la volan. Mai devreme am auzit-o pe mama concubinii bărbatului, care este convinsă că el nu și-a meritat condamnarea și că a devenit victima unor polițiști corupți. Astăzi vom auzi ce povestește un martor care ar fi văzut momentul reținerii lui Gheorghe. Dar acum o invit în platou pe iubita bărbatului, care afirmă că tot răul li se întâmplă din cauza banilor. Alona, te așteptăm în platou. Bună seara. Alona, bună seara, bine ați venit la noi. Alona, ca să înțeleg, Gheorghe deja se află la pușcărie? Da. De cât da, timp? De 5 mai. Cum l-a condamnat la lipcat? Din 5 mai, deci el își ispășește deja pedeapsa. Cum l-a condamnat la Bălți, eu nu l-am mai văzut. Chiar și așa, tu nu te lași și vrei să-l eliberezi, da. Așa am înțeles. Da. Dar de ce ești atât de convinsă totuși că el nu este vinovat? Deoarece îl cunosc de foarte bine și chiar vă spun sincer, o leacă mai mare ca dânsul. Și s-a fost el atât de rău, s-a avut încredere în dânsul, nu era să trăiesc cu dânsul atâta timp. Dar eu știu că tu nu ai fost alături de el în acele momente. Nu. Deci, ca să înțeleg, în ce moment v-ați despărțit și ce s-a întâmplat? Noi ne-am așezat la masă. Așa, mama ta a povestit, da? Da, noi ne-am așezat la masă, el a văzut că nu-i telefonul, m-a întrebat dacă nu am luat lucrurile în geantă, eu i-am spus că nu. Deci că eu mă duc la mașină să iau lucrurile. În ce stare era el atunci când a ieșit din casă? Stare normală. Pentru că el, totuși, chiar un și mama ta a recunoscut... pahare de bere, da, dintr-un litru de bere, deja. Undeva două pahare de bere, plus mir. Eu de unul unu, două, așa, plus mir. Las fie două pahare de bere, dintr-un litru de bere. Garafa era pe jumate. Colegii mei au pregătit un subiect despre voi doi și despre relația voastră. Hai să-l vedem acum împreună. Atenție la ecran. Alona povestește că l-a cunoscut pe Gheorghe în anul 2018 din simplă întâmplare. S-au văzut pentru prima oară la o petrecere, unde s-au îndrăgostit la prima vedere. A fost o dintr-o glumă. Eu m-am stat cu mătra mea la hram și ea că așa ne-am întâlnit și ea că așa 3 ani de zile. Alona povestește că abia atunci când l-a cunoscut pe Gheorghe a aflat ce înseamnă iubirea adevărată. Femeia zice că anterior a avut o căsnicie nefericită. Fostul soț era agresiv și consuma alcool. Eu am fost căsătorită la Edineț și am fost foarte obișnuită. Eu am fost bătută și vânătă, nu mai eu știu cum am trăit. Dar am trăit așa 12 ani, după care am divorțat și am venit la mama la sat. Și Gheorghe era proaspăt divorțat de soția lui. Bărbatul are o fiică pe care o vede rar pentru că judecata a stabilit ca fata să rămână în grija mamei sale. El are fiică de la prima căsătorie, care, mă rog, nu s-a văzut foarte de mult. Alona zice că bărbatul este cu 8 ani mai tânăr decât ea. Acesta însă nu a fost nici când un impediment pentru relația lor. Că o leacă mai mare ca dâns. Și de am n-aș suporta eu să mă obișnuiască cineva pe mine. Eu sunt mai iute ca dânsul. El e mai mălcuț, e mai fricos. El o lăsa de la dâns și o dat. El s-a stăruit să-și facă prietene, s-a stăruit să aibă prietene, s-a stăruit nu să intre în conflict. Cei doi s-au mutat împreună la Bălți pentru a putea câștiga un ban cinstit. Gheorghe livra produse alimentare la magazine, iar Alona muncea la o fabrică de bere. Locuiam la Bălți, deoarece el era la Bălți, de-am mutat și eu la Bălți, închiriam apartament
mă rog, trebuie fiecare să-și facă o bucată de pâine, care că nu fura, nu știu de. Acum Alena zice că nu mai rezistă nicio zi ca să nu fie alături de iubitul ei. La ce este gata să recurgă femeia în caz că justiția nu-i va face dreptate lui Gheorghe, aflăm în curând. Pentru mine oricum rămâne ideea, oare nu faptul că îl iubiți atât de mult, oare nu asta vă face să fiți atât de înverșunată și poate să nu observați niște detalii și niște greșeluți pe care el le face? Eu i-am spus că odată am să aflu că m-ai mințit în ceva. Eu pur și simplu am să mă întorc și am să mă duc mai mult, n-am să dau lămurii, n-am să cer lămurii. Pur și simplu am să ies și am să mă duc și gata. Și dacă consider că să fie mai bine fără mine, și-a știe destul de bine, că n-am să-i fie mai bine fără mine. Alena, dar ce anume ți-a povestit Gheorghe despre reținerea lui? Eu când m-am dus la parcare, el era ieșit deam în drum, cu geanta, cu lucrurile în mână. Mă duc și îl întreb, zic, chem, că eram cu o mașină care am luat-o din sat și îl întreb, zic, vină, te rog frumos în coaș, că eu să ieși. O vine, zic, spune-mi, te rog frumos, ce s-a întâmplat. El îmi spune, eu eram la mașină, am deschis ușile la mașină și le-am prins și fumam și vorbeam la telefon. Și zic, și? Zic, mă, zici că au mers doi băietani cu motocicle, au luat-o care și pe unii, după care au trecut mașina de poliție, s-a ridicat în deal pe trasa centrală, de acolo unde era parcată mașina, se vede destul de bine dacă vine o mașină de divale. Se vede foarte bine, din deal nu, dar de divale se vede. Și deci, că eu am văzut cum așa vine mașina de poliție, eu am stat liber, că nu mă aflam la volan, eu am stat liber și continuam să fumez și să vorbesc la telefon. Ei au trecut înainte, după care s-au întors înapoi, au pus mașina în față, deci că a ieșit deodată un colaborator care era la volan pe urmă și a doilea, din start ei nu s-au prezentat. V-a întrebat așa primul colaborator, după care am înțeles că e cojocarul Lilian. O ieșit și el întreabă din start ce fugi. De el zice că eu nu fug, eu mă primlu pe prejurul la mașină. Și îi spune, zice că ești suflu. De el întreabă, zice că și ocazie să suflu. Că ești bat și ești la volan. Deci că, măi băieți, puneți în primul rând mâna pe motor, motorul e reș. Eu sunt m-a deplasat, eu putem să... motorul trebuie să fie reș. Dar eu v-am văzut că voi veniți de divale. Eu am putut să las mașina și să mă duc prin râchi și dușești-mă acatați. Dar eu am stat liber la mașină. După care cojocarul îi zici, te sui singur mașină sau te... spunem narușnile și te suim cu deasâla. El îi spune, eu șit mâinile, l-o suit în mașină, eu luat lucrurile care le avea în mașină și le-o dat lui Proțăc Dragoș. După care Proțăc Dragoș s-a suit la volanul vostru. Da, așa la după care Proțăc Dragoș s-a suit la volan, volanul busului și s-a dus. El cu deci au luat și mașina? Da, la parcare. Alena, tu ne-ai pus la dispoziție o înregistrare audio, da, în care, din spusele tale, s-ar auzi o discuție dintre concubinul tău, da, și inspectorii de patrulare. Hai să o auzim acum. Eu am lăsat mașina și m-am dus înapoi acasă la... Cum se numește satul ăla? Satul, cum se numește? Cum? Acela și satul. Druțe. Acela e Druțe? Eu am fost... am fost și am spălat mașina și am scos o mașină, că nu ploaie. Asta acasă, mă rog, am stat o leac la masă, am servit. Buznare, dau telefonul noi. Și am luat alt telefon al soartei mea. Zic, sun să văd telefonul să ne-l găsesc. Și am sunat și dușea cu doc. Zic, poate mașină. Permisul, rădic. Permisul, da, el rădic. Și cum? Să ieși în drum? Da, ieși în drum și tu și ne vrei. Dar cum mașină? Ai telefon. Până mă ieși. Hai, dă-mă, de să duce. Mașina se reține. Mașina se reține. Și asta e în care. Ce vor documentar? Eu n-am mers la rușă, mă, îs cu două telefoane, vine cu un telefon să-mi iau altul. Ce te pot? Gheorghe, ești liber. Bun, ce vrea Gheorghe să fac? Document. Ce document? Eu m-am prins. Ce document? Ce document? Ce document? Ce document? Ce document? Mașina ne-a luat prava și... Nu te roșii, te rog frumos să fac. O discuție mai puțin plăcută și mai puțin stimabilă sau admisibilă într-un stat democratic. Mine mă interesează, totuși, ca să-mi spun opinia, totuși vreau să știu, mașina era la parcare? Mașina era parcată sub gard la verșoară de-a lui mama mea. Și nu, deci nu, nu s-a... Nu. Și nu. Declarațiile care vi le-a spus soțul, referitor la
Și discuții. Ele au fost declarate mai la poliție? La Râșcani, deodată când au fost domnul Cojocaru cu proțăc Dragoș la doamna Alina închetatoare, ei deodată au spus așa că el l-a stopat la intrare în sat. După care domnul Vanghelie, avocatul, îi spune, deci că arătați-mi, vă rog frumos, dovezi. Ei nu au mai avut dovezi. După care au spus că el merge haotic prin sat. Domnul Vanghelie, iarăși din nou, deci dați-mi, vă rog frumos, dovezele, să le vedem noi. Dacă dumneavoastră aveți dovezi, dați-mi dovezele să le vedem. Ei nici până în timpul de față nu au dat nici o dovadă, nimic, el merge. Din înregistrare să se audă că acolo este ceva scris, că ei nu au avut posibilitate să filmeze. Știți, dacă nu era discuția din care am auzit-o acum, poate părea dubios unele declarații spuse de concubinul doamnei, dar astfel de discuții în care polițistul să-l impuie că urcă la volan, ca să constatăm că ești beat la volan, asta este absolut inadmisibil. Și... eu intuiesc că această discuție n-a fost pusă ca probă, deoarece ea este înregistrată fără preîntâmpinare, deoarece legislația noastră indică anumite condiții. Dar apropo, cum a fost făcută această înregistrare? Eu nu știu, eu n-am găsit-o pe data de 6 octombrie, eu n-am găsit-o. Eu m-am pornit la... am fost prima dată, pe data de 19 august, am umblat prin Chișinău, am vrut să ajung la doamna președinte. Unde pe cine a înregistrat? E pe telefonul soțului? Pe telefonul soțului. Eu nici n-am știut, eu am găsit-o dar în temperatură. Dar el nu ți-a povestit el din start? El nici n-am știut de înregistrarea asta. Eu nu știu cum a apărut înregistrarea. Eu singura am rămas șocată de înregistrarea dar asta. Dar este clar că ea este făcută cu telefonul lui Gheorghe. Da, dacă eu și acum am folosit telefonul lui. Tu afirmi că polițiștii au pretins bani de la iubitul tău. Da. Mai mult decât atât, am înțeles că e acuz și de furt. Da, da. Te rog să ne spui despre ce este vorba. Mama mea atunci ne-a dat că a vândut, mă rog, niște animale și ne-a dat o sumă oricare de bani, deci că, mă rog, fă-ți chestiile tale și tot eu azi vine, mâine vine și zic, las, mamă, că-ți vin într-o zi. Și m-am dus și ne-a dat bani și așa i-am pus în geantă, geanta, am lăsat o mașină, că, mă rog, ne șpingând că să-mi treacă. La Bălți nu a intrat nimeni pe mașină să iei ceva, măcar că stătea la parcare, la autogară și mașina de multe ori era deschisă și nu a intrat nimeni, dar numai în satul. Deci ai lăsat banii în mașină? Da, tot lucrul, telefonul, așa, geanta, tot era și? În mașină. Așa, și? Și când m-am dus la parcare... La parcare unde? La Râșcani, unde era soțul. Deja după reținerea da. Lui Gheorghe. Atunci n-am observat că am văzut eu geanta deschisă, nu tare am tras atenție. Uite acasă, m-a avut geanta deschisă, zic, de unde sunt banii? De el, care bani? Și am mai întrebat nici la inginer, era de-am... N-am mai discutat, am sunat eu la 112. În seara ce nu a venit nimeni, a venit a două zi de la poliția din Râșcani. Doi colaboratori împreună cu mașina de la laboratorul criminalistic. Ne-am urcat în mașină, ne-am dus la parcare. Ei au făcut acolo ceva, amprente, nu știu ce. După care ne-am dus la inspectoratul de poliție. Unde Guznac Alexandru îl cunosc, mă întreabă din start, eu încerc scuze de cuvinte, și vrei să polițiești, știi că n-ai să dovedești nică și dacă vrei să nu îți judici iubitul, ți-ai retras cere, că oricum n-ai să dovedești nică, că n-ai dovezi și n-ai mărturii. Că ți s-au furat banii da. Din mașină. Și dar tu ești convinsă că anume da. Polițiștii, da. Adică inspectorii de patrulare care au... Doamna Natalia, au luat mașina voastră, ei ar fi putut să ia banii aceștia? Eu sigur de asta, deoarece geanta era în mașină, în mână la dânsul, la soț, deși cu o jucoare i-a luat lucrurile și le-a dat lui proțăc Dragoș. O putut să le ies lui soț, o putut să-l sui pe soț lângă bus, lângă dânsul la bus. Eu luat, eu le-a dat lui proțăc Dragoș și eu făcut ce-o vrutie. Când a ajuns soțul, deam la parcare, mașina era parcat pe la parcare. Dar știi măcar dacă s-au găsit și alte amprente pe gentuța ta, decât ale tale, ale soțului? Eu în genere nu știu nimic. De la Procuratura Generală, de la Procuratura din Râșcani, mi-a spus că Radu Jumiga a spus că eu în genere n-am avut banii ăștia.
că eu am inventat totul, că am avut ură pe polițiști că l-au prins în stare de ebrietate, chestii și lămurirea de la procuratură. M-a mirat un pic, ați spus că nu s-a făcut nicio filmare și nu există nicio poză de la fața locului. Polițiști, într-un fel, cum au argumentat acest moment? Pentru că dacă stau undeva pe o margine de drum, ei, mașinile de poliție, îmi dau seama că sunt echipate cu tot felul de echipamente care pot dovedi că infractorul este exact acest vehicul și la volan era această persoană. Altfel, nu sunt dovezi. Un judecător, dacă odată, că eu am înțeles că dacă el deja este închis, sentința este dată. Da, da. El are 3 ani, da? Deci eu aș vrea să văd judecătorul cealaltă care dă o sentință de 3 ani de zile pe un caz de alcoolism. Adică, chiar așa, o fi fost sau nu fi fost. De atât aș zic, la mine apar niște întrebări. Nu cred eu, mă rog, că chiar dacă mai avem corupții, dar țara noastră e coruptă, aici nu trebuie să facem, cum nu descoperim America, dar totuși judecătorii știu ce poate să însemne lucrul ăsta. Merge cu viteză, într-o parte, în alta, în alta, și s-o dus ca din ca niște sateliți. Aceasta este o declarație care răstoarnă, de fapt, faptul infracțional. Nu vreau să un polițist liepidensu, îl pune în mașina lor de poliție. Da, eu tot sunt împotriva faptului că persoanele se conduc în stare de ebrietate și te-au pedepsit aspru. Nici o dovadă, nici fotografie, nici video, nimic nu au. Nu suntem toți cu aripioare îngerașă. Beau 50 de grame, bat, altul beau chel și nu se cunoaște. Greteanu Gheorghe nu a fost condamnat pentru conducerea mijlocul în stare de ebrietate. Dar? În urmă cu 3 ani, Alena Gheorghiu din satul Druța, raionul Râșcani, l-a întâlnit pe iubitul ei, Gheorghe. Chiar vă spus sincer, o leacă mai mare ca dânsul. Și s-a fost el atâta de rău, s-a avut încredere în dânsul, nu era să trăiesc cu dânsul atâta timp. Alena povestește că fericirea lor a durat exact 3 ani. Viața cuplului s-a răsturnat odată ce Gheorghe a ajuns pe mâna poliției. El îmi spune, eu eram la mașină, am deschis ușile la mașină și de-am prins și fumam și vorbeam la telefon. După care a trecut mașina de poliție, după care s-a întors înapoi, i-a pus mașina în față, deci că a ieșit deodată un colaborator care era la volan pe urmă și a doilea și îi spune, zici că ești suflu, zice, el întreabă, zici că și ocazie să suflu. Că ești bat și ești la volan. Deci că, măi băieți, puneți în primul rând mâna pe motor, motorul e reș. Inspectorii de patrulare l-au acuzat pe Gheorghe că ar fi condus beat. Asta chiar dacă, potrivit Alionei, bărbatul nici nu a urcat la volanul mașinii. A băut un pahar de bieri, de mici tel, nu de cele mari care sunt, care erau mâine, dar micuță. 2 pahare de bieri plus mir. Eu de unul știu. 1, 2, așa plus mir. Las fi 2 pahare de bieri, dintr-un litru de bieri. Garafa era pe jumate. 3 ani de pușcărie. Aceasta este pedeapsa pe care o are de ispășit iubitul Alionei. Femeia spune că nu are puteri să-l vadă după gratii și vrea cu orice preț să-i facă dreptate. De ce credeți că polițiștii l-au reținut? Vreau bani! Cum s-a întâmplat că Gheorghe Grătianu a ajuns în conflict cu legea? Dar și ce povestește principalul martor din dosar? Aflați din această ediție. Așa cum am spus, oamenii legii l-au reținut pe Gheorghe Grătianu. El a fost eliberat și, în continuare, a fost cercetat în libertate. După 8 luni, judecătorii din Râșcani i-au aplicat o pedeapsă cu 220 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Atât procurorul, cât și avocatul învinuitului au contestat decizia instanței la Curtea de Apel Bălți, care l-a condamnat pe Gheorghe la 3 ani de închisoare cu executare. Și de această dată, avocatul lui Gheorghe a contestat sentința, însă Curtea Supremă de Justiție a refuzat examinarea dosarului. Acum, Alena, în tot acest timp vreau să te întreb, cât Gheorghe a fost în libertate, 8 luni de zile, ce a făcut el pentru a-și demonstra nevinovăția? A încercat să facă ceva? Sau ce ați făcut voi împreună? Au fost la închetatori, au fost... A se iei partea la unui om simplu. Eu știu că poate de luat și partea... ați organizat și un protest. Da. Pe 19 august am fost primul asta protest. Asta a fost așa, din disperare deja, pentru că nu v-a auzit nimeni sau de ce? Hai să-l vedem
vedem acum acest protest organizat de voi. Cerem audiență, așteptăm. Iar acum, la noi în platou, va intra persoana care susține că a fost martoră la incidentul produs dintre Gheorghe și inspectorii de patrulare. Ce a văzut ea în acea seară și cum își amintește momentul reținerii, vom auzi imediat. Doamna Șveț, vă așteptăm. Să ne spuneți, vă rog, cum v-ați pomenit martură la incident? Eu, la noi, la magazin, în satul și la Drăuța, magazinul Drăuța e mic și nu este magazin. Și eu veneam de la Pușumbeni, de la magazin. Și venind, văd niște băieți cu motociclă că merge cu viteză. Dar eu mă feresc mai sub gard, merg, satul și la noi și am știut trezit cu vreun accident. Mergând, văd băieți și înaintea mea sunt niște drumuri. Într-o parte, în alta, în alta și s-au dus ca din... ca niște săteliți. Merg, mai merg o leacă mai înainte pe drum și văd un om și văd o mașină oprită la poartă, acolo, la tras, prin mergem eu. Merg, da, bună ziua. Oprită? Deci veniți da. Și s-a oprit sau era nu, staționat? Nu, era oprită, nici nu mărs înainte mea pe drum, eu nu am văzut mașina și ei, numai poliție, băieții cu motocicletă. Și atunci merg, da, bună ziua, cădem chiar, așa, era pe la ora 6-7, din seara. Omul și-a lăniu răspuns, merg mai înainte. Văd o mașină de poliție, se oprește la omul și ala, și-a vorbit acolo cu scandal cu dânsul. S-a vorbit cu scandal? Dar despre da, ce vorbeau cu scandal? Nu prea am tras atenție. Mărsă, o lecuță că mai înainte. Dar ați auzit că da, era scandal? Da, mașina de poliție s-a oprit la dânsul, se dă doi poliții jos. Zic, mai dă și oare. Un polițist îl ia pe dânsul, îl pune în mașina lor de poliție. Așa, asta, repede? Da. Alt polițist sui după mașina care era oprită. Și ies înainte mea și se duc din sat. În cât timp s-a produs totul? E, vreo 15 minute s-a fost asta, vreo 15 minute. Mă mărț înainte mea, eu de urmă cu pachetul cum eram, mă duc, merg înainte de urmă, trăiesc cu mai mare. Dar ați auzit despre ce vorbeau ei? Eu n-am auzit și l-am întrebat pe dânsul și asta, brusc, așa i-a petrecut. Așa forțat, parcă l-a pus așa, ei nici nu prea tare l-a întrebat pe dânsul, nici nu a discutat tare cu dânsul. Dar din ce ați văzut? Vă rog să vă amintiți foarte eu bine. Gheorghe părea să fie beat bărbatul. Nu l-am văzut, eu nu l-am văzut pe dânsul, eu l-am văzut pe dânsul, dar nu l-am văzut dormind lângă bus, l-am văzut sta în picioare fuma. Dar nu l-am văzut altul, doamna Natalia bea 50 de grame, bat, altul bea ochel și nu-ți cunoaște. Și nu l-am văzut bat pe omul și ala, dacă s-a dormit ori ceva. Eu mai am o întrebare pentru dumneavoastră, doamna da. Lilea. Dumneavoastră ați fost audiată și la judecată în calitate da. De martor? Le-ați povestit da, așa cum ne povestiți nou? Da, tot așa l-am povestit cum vă povestea și dumneavoastră. Și ei m-a întrebat, nu era bat? Zic, nu era bat, nu l-am văzut dormind. La această etapă, pentru instanță, era ca martorul să constate sau să declare faptul că dumnealui nu conducea și mașina nu era oprită de poliție, dar că poliția a venit. S-a oprit lângă dânsul. S-a oprit lângă dânsul. În mașina era oprită și el fuma. Nu era pornit pentru că era luna august și nu era fric. Nu era fric, băi, omul și-a fuma. Eu nici nu am știut. La vreo săptămână m-am duc și eu cu ziua. Aceasta este o declarație care răstoarnă, de fapt, faptul infracțional. Oricine poate să stea lângă mașină. În această seară discutăm despre Gheorghe Grătianu, de 34 de ani, din Druța, raionul Râșcani. Bărbatul a ajuns la pușcărie după ce ar fi condus automobilul în stare de ebrietate. Concubina lui este însă convinsă de nevinovăția alesului său. Ea afirmă că Gheorghe nu se afla la volan atunci când inspectorii de patrulare l-au reținut. Alona crede că oamenii legii ar fi înscenat acest caz pentru a obține bani. Mai devreme am auzit și pe o martoră a incidentului care ne-a spus că Gheorghe stătea lângă mașină în momentul când inspectorii au venit la el. Chiar dacă aceste declarații au fost făcute de femeie și în fața instanței, Gheorghe Grătianu a fost condamnat la 3 ani de închisoare. O pedeapsă prea dură, afirmă avocatul său. De ce? Vom auzi imediat. Îl invit în platou pe Dorin Podlisnic. Să-l întâmpinăm.
Dorin, această femeie tocmai ne-a declarat că l-a văzut pe Gheorghe în afara mașinii în momentul în care el a fost reținut de inspectorii de patrulare. Totuși, judecătorii nu se pare că nu au luat aceste mărturii în considerație. Și vroiam să te întreb pe tine, tu, cum îți explici acest fapt? Deci, haideți să începem cu aceea că eu în acest caz am intervenit pe ultima sută de metri, deci prima instanță și curtea de apel eu nu am participat. A fost un alt avocat. A fost un alt avocat, deci eu acum am intervenit. Vreau să spun că declarațiile care le-a făcut martor, într-adevăr, n-au fost luate în considerație din sentința care a fost pronunțată, a fost apreciat critic, dar ce vreau să spun? Este o practică, într-adevăr, care există la noi în țară. Și eu am să vă spun mai mult decât atât. Da, eu tot sunt împotriva faptului ca persoanele se conduc în stare de ebrietate și trebuie pedepsite aspru. În primul rând, însă și faptul că aceste acțiuni se califică ca infracțiuni și noi criminalizăm țara și peste vreo 10 ani toți o să fie cu dosar penal și noi stricăm viitorul copiilor, acestor părinți care undeva au greșit, da? Asta mai bine a fost să fie o contravenție cu amendă mare ca să lustre buzunarul pe cel care conduce în stare de ebrietate. Faptul că îi face un cazier pătat și copiii pe urmă structurile de forță nu s-ar putea angaja din cauza erorilor admise de părinți este o problemă și ar trebui un pic revizuită această practică. Altceva vă spun. Neoficial, în structurile noastre de drept, există un, așa, un ordin care el nu este pe hârtie nicăieri. Că pe asemenea infracțiuni se aplice pedeapsa cea mai aspră. Așa. Și acuzatorii de stat se conduc de această practică. Vreau să întreb dacă alte probe care puteau să-i demonstreze nevinovăția lui Gheorghe au fost cumva prezentate instanței. Aici am vrut să ajung. Cu părere de rău, organele noastre de urmărire penală, din cauza salariilor mici, nu știu ce, fluxul mare de cadre. Și vine niște specialiști, nu vă închipuieți. De pe banca universității, soarta omului în mâna lui. Fără practică, fără nimic absolut. Ei nu știu aduce urmărire penală și vă explic de ce. Pe lângă faptul că trebuie să lucreze în direcția de acumulare de probe, trebuie să respect și prezumția nevinovăției și în cazul ăsta, dacă îi spun că el mergea haotic prin sat, păi de ridicați telefonul, numiți o expertiză ca să arăte doar sistemul de operare Android, iOS, iOS mai greu, dar Android, arată deplasarea, vedeți, în genere, telefonul se deplasa prin localitate la ora aceea. Alt moment, domnul Grăteanu spune că a luat să-și caute telefonul sau telefonul soacrei. A efectuat apel telefonic de pe telefonul soacrei, pe telefonul tău ca să trebuiască telefonul. Pe nimeni asta nu a interesat. Noi acum, când am adresat la Curtea Supremă, deci ca să înțelegeți, Curtea Supremă nu examinează probe noi. Curtea Supremă este un organ care examinează erorile de procedură. Dar ceea ce pot fi invocate ca probe noi, ele nu sunt supuse examinării. Atunci explică-mi, te rog, avem prima instanță care l-a condamnat la, i-a dat 220 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Apoi, Curtea de Apel Bălți îi aplică o pedeapsă mult mai aspră. Ce s-a mai prezentat în a doua instanță că, uite, a fost o sentință mult mai aspră decât prima? Deci vreau să încep cu precizări. Deci, în primul rând, Grăteanu Gheorghe nu a fost condamnat pentru conducerea mijlocului stare de ebrietate. Dar pentru refuz de trecere stare alcoscopică. El până la urmă așa și nu a trecut? Nu, el a refuzat, având în vedere că nu se afla în mijlocul de transport și nu conducea. Deci el a fost condamnat pentru alt fapt. Nu pentru că conducea în mijlocul de transport, dar pentru faptul că a refuzat testarea alcoscopică. 2. Instanța de fond i-a aplicat o pedeapsă cu 220 ore muncă neremunerată. La cumul, fel pentru refuzul de a trece testul la alcoolemie. În cumul cu alt fapt săvârșit anterior, articolul 287, huliganism, pentru care avea condiționat. Și instanța a acordat posibilitatea ca să-i spășească pedeapsa acasă prin cumulul ăsta de pedepse. Ea a stabilit un an condiționat. Curtea de apel, dar asta nu mă miră, că eu practic ajungi la apel, știi că dacă instanța de fond ți-a dat condiționat, dar ajungi la apel, te duci după gratie. Asta e practic. Nu știu de ce. Și la curtea de apel s-a exclus suspendarea condiționată a pedepsei și s-a stabilit pedeapsa reală cu executarea sub formă de închisoare. La fel pentru refuzul de a trece testul la alcoolemie? În comun cu pedeapsa suspendată care o avea stabilit anterior pe o altă cauză penală. Adică s-a mai adăugat încă un an.
Da. Dar vă zic, instanța de apel a avut posibilitatea asta, pentru că ei nu știu ce să închipui, că ei fac mare favoare când lasă omul la libertate. Dar asta e o normă legală, stabilită de codul de procedură penală, de codul penal, unde tu poți să-ți permiți să leși omul la libertate, să-i acorzi încrederea asta. Că la urma urmei, haideți să ne uităm, pentru fapte mari, oamenii importanți și influenți primesc un an condiționat, omul ăsta că se învârtea împrejurul busului său și a fumat o țigară, i s-a cumulat și duce la răcoare. Asta și-a vrut să întreb. Atunci, dacă, într-adevăr, persoana nu era în interiorul mașinii, era în exterior, nu era pornit motorul, era poate ușa deschisă și asta, nu știm, era deschisă sau nu era deschisă. Atunci, pe fiecare trecător, poliția poate să-l oprească și să ceară test de alcoolemie. Atunci, asta... nu mai producem nici vin, nici un fel de alcool și, nu știu, ce facem? Mie îmi pare că asta e aberant, pur și simplu. Păi, uitați, norma 264, primul articol în cod, spune conducerea mijlocului transport. Asta înseamnă că mijlocul transport trebuie să fie în deplasare. Nu, în deplasare. Dar faptul că omul poate să fie acolo în genere, în com alcoolic, în mașina sa, dar dacă este stopată, cum motorul nu este pornit, deci de ce să te apropii și să-i propui să te testare alcoscopic? Dar argumentarea inspectorilor, că nu au nicio dovadă, nici fotografie, nici video, nimic nu au. Dumneavoastră ați uitat în ce țară trăim. Noi am adresat câteva solicitări către Procuratura Generală și Inspectoratul General de Poliție pentru a obține un comentariu privind acuzațiile aduse, în primul rând, de Alena Gheorghiu, care afirmă că Gheorghe este victima unor polițiști corupți. Totodată am invitat reprezentanții poliției în cadrul emisiunii de astăzi. Până în ziua imprimării emisiunii nu am primit niciun răspuns din partea acestor instituții. Eu acum vreau să te întreb. Ce mai poți tu întreprinde ca avocat în condițiile în care și Curtea Supremă de Justiție a refuzat modificarea pedepsei? Iată, au mai apărut niște înregistrări. Dacă mai apar careva probe noi, ar fi o posibilitate, o revizuire a cazului. Și alt moment este, acum este în discuție, proiectul privind aplicarea amnistiei. Și noi nu cunoaștem cu certitudine ce infracțiune să fie inclusă în acest proiect, cum o să fie aprobat. Deci domnul Grăteanu are două șanse. În esență, o eventuală revizuire, cu toate că revizuirea este problematică, acum după ce în Moldova au fost revizuite niște cazuri de rezonanță cu persoane, s-a stopat revizuirea și cam nu prea se acceptă, o șansă reală pentru domnul Grătean ar fi amnistia. Depinde dacă componențele de infracțiuni pentru care este acuzat ar fi incluse în acest proiect și ar fi... Deci asta este speranța voastră, da, amnistia. Da. Alena, ultima întrebare este către tine. Tu ce ai de gând să faci în aceste condiții? Uite, dacă nici amnistia nu... Lipcanu știe de mine. Mă duc să lucrez acolo. O să-mi duc, o să mă angajez acolo, o să fiu alături de dânsul, altă ieșire n-am. Chiar așa? Da. Da. Eu m-am adresat ca prezențiar la domnul Stari să lucrez ceva acolo. Deci eu vreau să vă mulțumesc pentru curajul că ați venit aici și, într-adevăr, dați un îndemn tuturor soțiilor, părinților ca să-și ajute și susțină copiii care ajung în situații similare. Am văzut o istorie frumoasă de dragoste și o istorie neplăcută de nedreptate. Deci eu, tot ca și colegul, nu văd mai multe șanse decât o revizuire în cazul când apar circunstanțe noi și aplicarea amnistiei în cazul că se va întruni condițiile, dar aici el trebuie deja să meargă pe recunoaștere, să uite de toate probele, de toți martorii și să zică da, sunt vinovat și aplicați-mi amnistia că altfel nu ajung acasă. Deci, din păcate, într-adevăr, este o practică în Republica Moldova. Noi, avocații, uneori avem impresia că lucrăm cu morile de vânt. Pe de altă parte, parcă ne-ar înțelege, dar nu se ia în calcul absolut buchea legii, dar o practică care uneori nici nu este scrisă, nici nu este undeva ghidat, ea există neoficială în sistem și noi așa, o acceptăm, nu vreau să zic că o acceptăm, noi luptăm, dar acceptăm ceea ce avem.
Despre reforma justiției am auzit de la toate guvernările care vin și se duc și văd că, cum o auzim la televizor, tot acolo ea și nu se face, nici acolo și nici nicăieri. Îmi pare un caz pur și simplu ieșit din comun. Și mai rău îmi pare pentru voi, domnii avocați, pentru că nu vedeți malul în oceanul ăsta plin de mizerie. Din păcate, asta este. Dumneavoastră vă doresc mult curaj și ambiția pe care o aveți și dorința mare pentru a lupta pentru dreptate, chiar dacă, nu știu, e atât de mică, să nu o pierdeți. Să nu o pierdeți, să luptați până la urmă. Nu știu, căutați soluții, aveți un avocat foarte bun. Vă doresc împreună să scoateți acest caz la un bun sfârșit și să fie un exemplu pentru viitor, dar un exemplu lucrativ cu adevărat. Poate faceți voi schimbarea. Da, o istorie tristă, după mine, tristă, v-am spus și eu mă uit și ca primar mă uit la toată chestia asta. Dacă ar fi cineva de la mine din sat, eu chiar aș face și eu niște demersuri, pentru că dacă omul e la locul lui sănătos, mai a băut un pahar de vin, de exemplu, că mai bem noi, nu suntem toți cu aripioare îngeraș. Dar nu în halul ăsta, adică să ajungă la pușcării, cu atât mai mult, dar aici din spusele domnului avocat, eu am înțeles că totuși nu-i conducerea în stare de ebrietate, acolo ceva păcate mai vechi. Mi-ați vă doresc curaj, chiar într-adevăr, că eu vă văd o femeie curajoasă, dar totuși sper că până la urmă lucrurile ar să evolueze. Ele nu stopează. Deci oricum, cineva cândva ar să dea o dare de seamă. Și cazurile astea, dacă avocatul ar să împingă, cum îi zice, dosarul acolo unde trebuie, sau, mă rog, o notă explicativă, ceva de genul, sau chiar la nivel legislativ, o propunere, eu cred că are inteligență băiatul și el ar să facă niște mișcări, că, vedeți, sistemul e atât de putred, că eu nu știu cum să fac acum, ce s-au făcut în 30 de ani, să facă ăștia într-un an sau cât acum, adică n-au început. Deci am și eu mari dubii față de ei. Dar asta, vă doresc curaj. Vreau să spun că este un fenomen cercetat. Atunci când persoanele îmbracă formă și mai ales forma asta le oferă cumva un statut mai înalt decizional și sunt experimente făcute și în secolul XIX și în secolul XX, în care se demonstrează că atunci când se oferă unei persoane putere asupra mai multor altor persoane, cel cu putere are tendința să abuzeze de acest lucru, da? El interiorizează atât de mult complexul ăsta de Dumnezeu, că chiar îi pare că poate controla lumea. Îmi pare rău pentru ei și, nu știu, că judecata de apoi, judecata de pe urmă, aș vrea să fie judecată aici, acum, și pentru mine și pentru toată lumea egală și mi-ar place acest lucru. Despre faptul că vă admirăm, dar nu vă încălzește treaba asta cu nimic. Ce vă doresc? Să aveți credință, pentru că urâtă este starea asta de injustiție. Asta e cea mai urâtă stare. Eliberați-o cumva și mergeți mai departe, nu vă treceți nervii și timpul. Trăim într-un sistem și, din păcate, încă nu este cel mai frumos și cel mai bun. Mult curaj! Mulțumim, Daniela! Aici încheiem. Liniște și pace, vă doresc, credeți pe cei dragi vreodată.